Radu Andrei Tudor vă prezintă Telejurnalul. Bună seara, urmăriți principalul telejurnal al zilei. Sute de mii de elevi traversează o perioadă bulversantă, exact când dau de dat primele mari examene ale vieții. Cu mai puțin de o lună înainte de evaluarea națională, continuă presiunile pentru anularea acesteia, dar și a bacalaureatului. În exclusivitate, ministrul educației Monica Anisie va fi în direct la tema zilei și ne va explica situația. Vedem pentru început însă titlurile ediției. Lumea medicală mai pierde un specialist care a contractat noul coronavirus. Chirurgul Cătălin Bărbulescu avea 62 de ani și lucra la Spitalul Universitar. Peste 2600 de cadre medicale au fost infectate. Pe frontiera cu Ungaria vor fi deschise de două ori mai multe puncte vamale. În total, 10. Este soluția convenită astăzi la Budapesta, unde ministrul român de interne s-a dus să discute despre blocajele din ultimele zile. Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat astăzi o rezoluție în care cere declanșarea unei anchete independente pentru a stabili sursa noului coronavirus și ruta de transmitere de la animal la om. Noul coronavirus a lovit în plină, în prima categorie profesională expusă la îmbolnăvire. Dintre cei infectați, mulți sunt medici, mai exact o persoană din 7 confirmate cu COVID. Printre ultimele vieți furate de temutul virus se numără și cea unui medic din capitală, un chirurg de la Spitalul Universitar, care de mai bine de o lună și jumătate s-a luptat să țină piept virusului, dar nu a reușit. Până acum, 11 cadre medicale au murit răpuse de noul coronavirus. În total, sunt aproape 17.200 de persoane diagnosticate cu COVID-19 în țara noastră, cu 155 în plus față de ultima raport. Numărul deceselor a ajuns la 1137. Colegul nostru, doctorul Cătălin Bărbulescu, a încetat din viața seară. Gândul nostru să urmărească permanent de acum acest om bun. Spitalul Universitar de Urgență suferă astăzi prima pierdere în această luptă cu vremurile. Anunțul făcut pe pagina de Facebook a Spitalului Universitar din București a provocat un val de tristețe atât în lumea medicală cât și în rândurile a sute de pacienți ai doctorului Cătălin Bărbulescu, oameni pentru care întâlnirea cu medicul chirurg a fost salvatoare. Am avut onoarea să lucrez cu dumnealui, un om cum rar se poate întâlni, un medic de excepție, un coleg în adevăratul sens al cuvântului. Am fost pacienta dumnealui, m-a salvat de cancer, a avut grijă de mine, m-a ajutat și îmbărbătat timp de 3 ani. Colegii și-l amintesc ca pe un profesionist, un om pentru care jurământul lui Hipocrate a fost un fundament al carierei. Chiar și după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus și era internat la boli infecțioase, medicul Cătălin Bărbulescu a dat ultima consultație de pe patul de spital. El era pacient, era oxigenodependent în terapie intensivă la Matei Balș și într-un salon alăturat era un pacient tânăr care avea o afecțiune chirurgicală toracică și COVID. Doctorul Cătălin Bărbulescu a fost dus cu căruțul, cu oxigenul la nas și a consultat, ca să zic așa, vecinul de suferință. Dacă știu corect, pacientul cu pricina a și plecat din spital. Cătălin Bărbulescu avea 65 de ani și lucra la Spitalul Universitar încă din anul 2004. Ar fi luat COVID-19 de la o pacientă. Chirurgul Cătălin Bărbulescu a fost diagnosticat cu noul coronavirus luna trecută. A fost inițial internat la Spitalul Matei Balș din capitală, după care transferat la Institutul Marius Nasta, pentru că starea sa de sănătate începuse să se agraveze. Doctorul este al 4-lea medic din România care moare infectat cu noul coronavirus și al 11-lea cadru medical care pierde această bătălie. În toată țara sunt confirmate 2625 de cadre medicale infectate cu COVID-19. Este grav că acești colegi ai noștri s-au contaminat, s-au îmbolnăvit și, cum vedeți, sunt și decese. Au murit asistente, au murit infirmiere din sistem. Este păcat că nu cei care ne conduc nu au înțeles că personalul trebuie testat. Problemele nu se opresc aici pentru personalul medical. După ce au dezvoltat boala și s-au vindecat, nimic nu le garantează că nu se vor reinfecta. O asistentă de la Spitalul Județean de Urgență Botoșani, în vârstă de 43 de ani, a fost confirmată cu noul virus la începutul lunii aprilie. După câteva săptămâni a avut 2 teste negative consecutive. A fost declarată vindecată și a stat acasă în izolare 14 zile. A revenit la serviciu la începutul lunii mai, iar peste câteva zile a aflat din nou că are COVID-19. Mai mult ca sigur, doamna nu a dezvoltat anticorpi și atunci e o recădere a bolii. Medicii spun că este vorba de o recidivă a bolii. Asistenta este internată acum în Spitalul Județean și așteaptă un al doilea test peste câteva zile. Acesta este primul caz de acest fel din județul Botoșani.
Informații suplimentare referitoare la evoluția îmbolnăvirilor cu COVID-19, precum și măsurile pe care le puteți lua pentru a nu vă infecta, sunt accesibile pe pagina de Facebook Știrile TVR, scanând QR-codul afișat în acest moment pe ecran. Virusul este încă printre noi, avertizează președintele Klaus Iohannis, îngrijorat de numărul celor care s-au relaxat prea mult, dar și de cei care răspândesc teoria ale conspirației și informații false. Șeful statului spune că în perioada următoare prioritățile trebuie să fie menținerea sănătății cetățenilor și relansarea economică. Solicit autorităților locale să-și asume, odată cu starea de alertă, un rol mai ferm, un rol proactiv în gestionarea situației în comunitățile pe care le administrează. Au fost 2 luni foarte grele pentru toți. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reușit să facem un pas important pentru a ne relua încet, încet, un mod de viață mai apropiat de cel cu care eram obișnuiți. Cred că nimeni nu-și mai dorește să reintrăm în starea de urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ. Guvernul ar putea fi obligat să asigure măști gratuite pentru persoanele nevoiașe. Senatul a adoptat astăzi în calitate de primă cameră o inițiativă a Pro-România în acest sens. Este doar una dintre propunerile cu care Parlamentul vrea să amendeze hotărârea de guvern privind starea de alertă. De altfel, și executivul a analizat un act normativ de acordare a măștilor gratuit. Parlamentarii mai propun să fie permise spectacolele în aer liber, dar să fie reglementate de miniștrii culturii și sănătății. Mâine, cele două camere reunite vor dezbate și da votul pe starea de alertă instituită ieri de guvern. Un strand a fost deschis odată cu primele măsuri de relaxare. Primăria din Râmnicu-Vâlcea a anunțat evenimentul, iar localnicii au ieșit la distracție ilegală. Cum s-a ajuns în această situație și ce măsuri anunță ministrul de interne, vă spun în câteva momente în telejurnal. 10 puncte de frontieră ar urma să fie deschise la granița de vest a României pentru ca românii care se întorc în țară să nu mai fie nevoiți să stea 10 sau chiar 20 de ore în vamă, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Ministrul de interne, Marcel Vela, a fost la Budapesta unde a discutat situația cu omologul său maghiar, iar mâine se vor întâlni șefii poliției de frontieră român și maghiar pentru a pune la punct măsurile. În urma discuțiilor de astăzi, poliția de frontieră din Ungaria și din România vor stabili următoarele lucruri. Tranzitul de autoturisme să se facă pe mai multe intrări, se va putea intra pe Cenad, pe Turnu, pe Salonta, pe Valea lui Mihai și pe Urziceni. 10 puncte de frontieră ar urma să fie deschise permanent. Asta au cerut autoritățile române la Budapesta, acolo unde a avut loc întâlnirea miniștrilor de interne din cele două țări vecine. Ar fi de 2 ori mai multe decât sunt în prezent. Dintre acestea, Nădlac 2, de exemplu, este deschis doar pentru camioane, nu și pentru autoturisme. Condiții în care cele mai multe ajung în vama Nădlac 1, unde în ultimele zile oamenii au stat și 10 ore să intre în țară. Și azi dimineață erau cozi. Erau familii cu mulți copii mici, venite de la sute de kilometri distanță. De cât timp stați aici în vamă? De la 7 dimineața. Aveți mâncare? Aveți apă? Deocamdată nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. La niște pufulețe am. La toaletă, de spălat pe mâini, că tot se zice. Unde? Mă abțin. De azi dimineață stăm aici în trafic, unde sunt închise tot, nu găsim nimic aici. Cu lipsa unor condiții minime de igienă s-au confruntat și cei care au intrat prin vama Nădlac 2 zilele trecute. Nu avem unde să mergem. Mai ales în Cerveceu. Nu, că de pe afară. Nici aplicația de pe site-ul Poliției de Frontieră nu-i ajută mereu pe români. În zilele aglomerate, cum au fost ultimele 5, timpii de așteptare nu corespund cu realitatea. De cât timp stați aici? De vreo 4 ore. Dar știți că pe aplicație apare că 3 ore se stă? Nu. Da. Nu. De la 7 dimineața stăm în coadă și au anunțat că de 1 kilometru e coada. Da. Și cred că era de vreo 6. Corespund timpii de pe aplicația online cu realitatea? În general, da. Noi timpii actualizăm din ceea ce ne comunică persoanele care trec frontiera. În vama Nădlac 2 s-a circulat fără probleme în ultimele ore, dar au avut acces doar autovehiculele de transport marfă, microbuze, tiruri, nu și mașinile mici. S-a dat drumul la trafic, este foarte bine.
Așa trebuie să fac în continuare. Deblocarea a fost efectul direcționării mașinilor și spre Vama Borș. Este singura măsură care s-a dovedit eficientă până acum. Potrivit ultimelor date, doar luni, pe 18 mai, aproape 10.000 de români au intrat în țară pe la cele două mari puncte de frontieră din județul Arad. Sute de sezonieri români din Germania și-au cerut astăzi drepturile într-un protest organizat la Bonn. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile în care își desfășoară activitatea. Au strigat lozinci, au afișat pancarte și au scris mesaje cu creta pe asfalt, potrivit site-ului știrdiaspora.ro. Protestul a fost susținut de un important sindicat german care declară că sezonierii români sunt prost plătiți și au fost chemați la muncă în agricultură pentru că nimeni din Germania nu ar fi dispus să presteze această muncă. Ministrul Muncii Violeta Alexandru, care se află într-o vizită în Germania, a plecat la Bonn, unde va avea discuții cu muncitorii care au protestat și cu reprezentanții angajatorului. Potrivit unor surse, ferma la care lucrau românii a intrat în insolvență și din această cauză oamenii nu și-au mai primit banii care li se cuveneau. Un ștrand cu 1000 de locuri disponibile a fost deschis în weekend după ridicarea stării de urgență. Anunțul deschiderii a fost făcut chiar de primăria orașului, care a precizat că vor fi impuse măsuri de distanțare a clienților și reguli de igienă. Localnicii au profitat de ocazie și chiar s-au relaxat la ștrand. Este ilegal, spune ferm ministrul de interne. Desigur, acum urmează sancțiuni. Ștrandul din cartierul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea s-a deschis cu câteva săptămâni mai devreme față de alți ani. Chiar primăria a anunțat acest lucru pe 14 mai. Sâmbătă, 16 mai, se va deschide ștrandul Ostroveni în aceleași condiții de acces ca și anul trecut. Cu diferența că intrarea va fi limitată astfel încât să se permită păstrarea unei distanțe de siguranță între cei prezenți. Decizia autorităților a fost bine primită de localnici. Unii sunt convinși că virusul îi va ocoli dacă stau la soare. Mi se pare o hotărâre extraordinar de bună și un curaj deosebit al domnului primar. S-a spus de la început că soarele și razele ultraviolete au un efect fantastic împotriva virusilor. Nu mi-a venit să cred. Am venit oarecum cu inima îndoită. Nu știați că se va deschide astăzi? Auzisem. Dar, mă zic, e un zvon, e o discuție, e o bârfă. Să nu se dea drumul decât la câte scaune sunt, atâția oameni să intre. Au fost anunțate reguli detaliate. Pentru a păstra distanța de 2 metri între vizitatori, administratorul a trasat peste tot marcaje. Apa din bazine va fi curățată de 3 ori pe zi, iar clienții vor fi obligați să poarte mască de protecție în zonele comune, inclusiv la toalete. Toate nu țin cont de restricțiile impuse de starea de alertă. În condițiile de față, noi putem primi până la 1000 de vizitatori, ținând cont că anul trecut am avut 7, chiar 1000 de vizitatori pe weekend. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat clar că deschiderea oricărui loc de agrement care poate fi un pericol de infectare este în afara legii. Este ilegal să deschizi piscine, ștranduri care pot fi un pericol de infectare. Dacă la Râmnicu-Vâlcea există o asemenea situație, ea va fi sancționată conform legii. Și astăzi, ștrandul din cartierul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea a fost deschis. 8 posibile vaccinuri anti-COVID-19 sunt în faze avansate de testare pe oameni. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, mai multe companii din China, Marea Britanie, Statele Unite și Germania sunt aproape să parcurgă primele două etape din cele 3 de testare. Foarte avansat pare a fi programul Universității Oxford, unde cercetătorii ar putea fi la jumătate de an distanță de vaccin. Cele mai multe dintre companiile ale căror vaccinuri anticovid sunt în fază de testare pe oameni sunt din China. Două companii americane sunt și ele în cursă. Din Europa, pe lista scurtă, se află Universitatea Oxford și o companie germană. Cele mai multe dintre ele au parcurs primele două etape de testare. Faza 1 este de regulă faza pe voluntari, care apreciază date legate de tolerabilitate, da? De efectele pe pacienți, pe oameni sănătoși. După care urmează faza 2, care stabilește de regulă niște doze, un interval de doze și de eficiență. În faza a treia de testare, companiile medicale vor fi obligate să folosească mult mai mulți oameni, mii sau chiar zeci de mii. În această fază este verificată eficacitatea vaccinului. Potrivit specialiștilor, dezvoltarea este extrem de costisitoare și pentru că trebuie parcurse toate etapele de testare, durează cel puțin un an, un an și jumătate. Trebuie luată în calcul inclusiv ipoteza că nu se va descoperi niciun vaccin. Întotdeauna există, ca și la malarie, vaccinul antimalarie care a ajuns de câteva ori către stadiul 3 și s-a împotmolit acolo. Deci întotdeauna există variabile. De aceea se și fac aceste studii clinice și de aceea durează atât de mult pentru un rezultat cert. În prezent, în lume, sunt în jur de 100 de grupuri de cercetători care încearcă să găsească un vaccin pentru noul coronavirus.
În acest moment în lume sunt peste 4,8 milioane de cazuri de COVID-19. Până în prezent, peste 316.000 de oameni au murit din cauza acestei boli, iar peste 1,8 milioane s-au însănătoșit. De la Institutul Matei Balș pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu. Condiții firești de călătorie cu trenul în țări civilizate sunt acum în parte regăsite în garniturile care circulă și la noi pe durata stării de alertă. Vorbim în primul rând de curățenie, săpun și hârtie în grupurile sanitare. Trenurile sunt igienizate și dezinfectate după fiecare cursă, iar în gări s-au luat măsuri suplimentare. De la 1 iunie se vor relua aproape toate cursele pe calea ferată. Polițiștii vor amenda pe toți cei care nu poartă măști și nu respectă noile reguli. Călătoria cu trenul în timpul stării de alertă se face în cu totul alte condiții. Acum, chiar și în toaletele trenurilor regio, fostele personal, găsești săpun, hârtie igienică și dezinfectant. Sunt reguli în plus și pentru călători. Masca este obligatorie. Nu ați vrut de ce o puneți? Ce fac? Acum vreau să pun. E greu de suportat acum pe căldură, dar e ok. Respectăm măsurile. Sunt și oameni care nu poartă mască. Păcat. Pentru că pe urma lor putem fi infectați toți. Călătorii sunt obligați să poarte mască de protecție. În caz contrar, riscă amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei. În plus, trebuie să păstreze distanță, un loc liber între două persoane. Excepție fac cei care sunt din aceeași familie. Trenurile sunt igienizate și dezinfectate înainte de fiecare cursă. Pentru a evita aglomerarea, CFR va pune în circulație cea mai mare parte a parcului disponibil. CFR Călători, începând cu data de 16 mai, a reintrodus treptat în circulație trenurile care au avut circulația suspendată. Astfel încât, în data de 1 iunie, marea majoritate a trenurilor să fie în circulație. Pentru a evita aglomerația, în gări au fost amenajate culoare separate pentru intrări și ieșiri. În sălile de așteptare găsești dezinfectant, iar scaunele sunt marcate astfel încât să fie un loc liber. Și aici e obligatorie purtarea măștii. De ce nu o purtați? Păi că... Acum... Trebuie să o poarte, că altfel îmbolnăvește pe altul de lângă el. Nu-i corect. Tot ceea ce ne dorim ar fi ca pasagerii să dea dovadă de responsabilitate și de spirit civic, să respecte cele două lucruri de bază, și anume purtarea măștii de protecție și respectarea distanțării. Biletele au același preț, deși compania are acum cheltuieli în plus pentru a respecta măsurile de limitare a răspândirii noului coronavirus. Se apropie momentul în care elevii din anii terminali se vor întoarce la școală să se pregătească pentru evaluarea națională și bacalaureat. Nu sunt obligați să participe la aceste ore. Sunt însă părinți care se tem pentru sănătatea copiilor lor, iar unii cer anularea examenelor naționale. Ministerele Educației și Sănătății promit că se vor asigura condiții de siguranță maximă. Pe 2 iunie, elevii din clasele a 8-a și a 12-a se vor întoarce în bănci pentru pregătirea examenelor naționale. Cursurile se vor ține în condiții speciale, astfel încât adolescenții să nu se îmbolnăvească. În clase vor intra doar câte 10 elevi și nu vor sta mai mult de 2-3 ore pe zi. Toți cei care intră în școli vor purta măști de protecție și se vor dezinfecta. Însă ordinul semnat de Ministrul Educației și cel al Sănătății, care cuprinde toate aceste măsuri, a fost atacat la Curtea de Apel de președintele Uniunii Sindicale Sindicatelor libere din învățământul preuniversitar. Din păcate, până în acest moment, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nu s-au decis în ceea ce privește un ordin comun prin care să avem niște proceduri foarte clare în ceea ce privește prezența copiilor și a cadrelor didactice în unitățile școlare. Cursurile de pregătire pentru examene nu sunt chiar pe placul tuturor părinților, dar cei mai mulți sunt pentru susținerea examenelor naționale. Putem să vorbim de principiul meritocrației, astfel încât să nu dezavantajăm acei copii care chiar au învățat și care își doresc să intre la licee bune pe baza muncii depuse de-a lungul celor 4 ani. Într-un memoriu de 13 pagini, Mișcarea Elevilor din România îi solicită Ministrului Educației anularea examenelor naționale și echivalarea cu mediile din cei 4 ani. Elevii ajutați de un cabinet de avocatură invocă riscul epidemiologic. Colegii lor din Consiliul Național al Elevilor nu sunt de acord. Echivalarea este o variantă care nu poate să fie luată în calcul, având în vedere sistemul de evaluare din învățământul preuniversitar din România, care este unul inechitabil și profund subiectiv. Nu putem să vorbim de necesitatea anulării examenelor. Evaluarea națională va începe pe 15 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Anul acesta, elevii nemulțumiți de rezultate vor avea la dispoziție aproape 2 zile pentru contestații. Bacalaureatul începe pe 22 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, iar probele de competență au fost anulate.
Așa cum vă spuneam și ceva mai devreme în telejurnal, se apropie momentul în care elevii din anii terminali se vor întoarce la școală să se pregătească pentru evaluarea națională și bacalaureat. În ce condiții se vor susține examenele aflăm chiar acum de la invitatul meu la tema zilei, doamna Monica Anisie, ministrul Educației. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, haideți să vedem. Să o luăm pe rând, aș vrea să începem cu examenele, știrea despre care vorbeam și ceva mai devreme, pentru elevii de clasele a 8-a și a 12-a. Se vor întoarce ei în condiții de maximă siguranță? Întreb acest lucru pentru părinții care își fac griji pentru elevii lor. Unii sunt îndoiți dacă să-i lase să meargă la pregătire sau nu. Știu și înțeleg temerile părinților și în toată această perioadă, să știți că am primit și eu mesaje și de la elevi și de la părinți. Sunt preocupați de revenirea la cursuri, însă, așa cum a fost anunțat chiar de președintele României, am suspendat cursurile pentru toate celelalte clase și vom redeschide școlile prin aceste cursuri de pregătire pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a, tocmai pentru că aceștia au nevoie în această perioadă de o revenire și o reîntâlnire cu profesorii. Trebuie să vă spun că am fost în consultare directă și cu Consiliul Național al Elevilor și cu reprezentanții părinților și cu sindicatele și am luat această decizie împreună că este nevoie să revenim pentru 2 săptămâni de pregătire la școală și apoi să susținem aceste examene naționale. Aș vrea să mai fac o precizare. Revenirea la aceste cursuri este una opțională. Așa cum precizam mai devreme, cred că trebuie elevul să se reobișnuiască cu spațiul acesta al școlii, dar să fie și susținut emoțional de profesori. Foarte mulți elevi mi-au spus că au nevoie de a privi în ochi din nou pe profesorii lor și sunt convinsă că și cadrele didactice, în această perioadă de revenire a copiilor la școală, vor fi atenți și la susținerea emoțională a elevilor. Pentru că trebuie să îi încurajăm, trebuie să îi sprijinim moral, pentru că în curând vor susține, exact cum spuneam, examenele naționale. Ei s-au pregătit în această perioadă, au avut cursuri în spațiul online, dar în același timp Ministerul Educației a pus la dispoziție și teste de antrenament în săptămânal am publicat aceste teste de antrenament. Am avut un parteneriat cu Televiziunea Română, parteneriat care s-a materializat cu peste 125 de ore de conținut educațional. Programul Teleșcoala. Programul a fost bine primit de telespectatori. Foarte bine primit și m-aș bucura să continuăm acest proiect în parteneriat. Și odată cu revenirea la școală, vom lua și măsurile de siguranță. Pentru că de aici am pornit, de fapt, de la temerile pe care le au elevii sau părinții. Această revenire este una opțională, spuneam, și părintele este cel care evaluează, de fapt, starea de sănătate a copilului, dar și evaluează ceea ce se află în familie, membrii familiei care ar putea fi în grupa de risc. Însă ei pot să primească asigurări că se vor primi copiii la școală măști și totul se va desfășura? Bineînțeles, aș vrea, dacă îmi permiteți, sigur, să vă spun că deja am emis un nou ordin de ministru, un ordin comun cu Ministerul Sănătății, care va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, pentru că s-a schimbat starea de urgență în stare de alertă. Avem o lege nouă, prin urmare a trebuit să emit un nou ordin comun cu Ministerul Sănătății și acolo sunt prevăzute toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Avem acolo prevăzut în mod clar care sunt responsabilitățile inspectoratelor, Ministerului Educației, inspectoratelor școlare, unităților de învățământ, dar nu în ultimul rând, direcțiilor de sănătate publică. Am discutat cu domnul ministru al sănătății și în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supraveghea tot acest proces
de revenire la cursurile de pregătire, dar și procesul de examene naționale. Aș vrea să vorbim despre proba practică la admiterea în școlile și liceele vocaționale. Ce se va întâmpla cu aceasta? Am avut deja un CDS, ne-am întâlnit în acest spațiu în care dialogul social trebuie să constituie de fapt, să contribuie de fapt la constituirea metodologiilor privind examenele naționale. Ne-am sfătuit, am luat decizii împreună și în curând va apărea și metodologia pentru admiterea în liceu, inclusiv pentru liceele vocaționale. Propunerile au fost multiple. Spre final s-a decis să existe în mare parte probe pe bază de portofoliu. Depinde însă de fiecare tip de și specificul vocație. Fiecare școli. Bineînțeles. Un studiu recent realizat de IRES, mai exact, și am să citez aici, arată că numărul elevilor care nu au acces sau acces limitat la laptop-tabletă ar fi de peste 900.000, de 3,6 ori mai mare decât evaluarea Ministerului Educației. Cum s-a ajuns la aceste discrepanțe în cifre? Ministerul Educației și eu personal am fost în contact cu inspectoratele școlare. Le-am solicitat să facă un inventar, un necesar. Fundamentarea acestei cifre a venit pe baza a ceea ce inspectoratele școlare au transmis către Ministerul Educației și Ministerul Educației a transmis mai departe această solicitare a inspectoratelor școlare. Adică s-a elaborat hotărârea de guvern prin care se alocă banii necesari pentru achiziționarea de echipamente pentru copiii care nu au atenție, care nu au deloc un dispozitiv, un echipament. Deci 150 de milioane de lei Ministerul Educației i-a primit de la Guvernul României pentru a achiziționa 250.000 de tablete, evident conectate la internet, pentru că și asta este foarte important. Deci vom achiziționa aceste tablete pentru copiii care, repet, nu au deloc niciun dispozitiv. Referitor la studiul IRES, am citit și eu respectivele cifre pentru că mă interesa acest aspect și am descoperit că au luat în calcul și preșcolarii, dar și acele familii care au mai mulți copii și nu au decât un singur dispozitiv. Evident că ar trebui pentru fiecare copil, din fiecare familie să existe câte un dispozitiv. Însă am prioritizat cu acei copii care nu au deloc acces la tehnologie. Repet, această cifră pe care noi am avut-o, 250.000 de copii care nu au acces la niciun dispozitiv, provine din inventarul pe care inspectoratele școlare l-a realizat în această perioadă. Sunt psihologi care susțin că izolarea a făcut foarte mult rău. Credeți în continuare că închiderea școlilor timp de 2 luni a fost cea mai bună soluție? A fost o decizie dificilă și trecem cu toții printr-o perioadă destul de grea. Însă această măsură a fost luată pe baza reprezentanților Ministerului Sănătății, dar mai ales a specialiștilor epidemiologi. Ni s-a recomandat această măsură, a fost luată și cred că astăzi vedem că România nu are un număr atât de mare de îmbolnăviri, poate și pentru că guvernul a luat măsuri bune la timp, în așa fel încât să nu existe riscuri foarte mari. A discutat foarte multă lume o declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră despre ce ar putea să se întâmple la toamnă. Există toate variantele pregătite și mă refer aici la un soi de învățământ hibrid online cu sau fără săli de clasă cu elevi. Tot epidemiologii ne spun că s-ar putea ca în toamnă să avem un al doilea val. Asta presupune că ministerul trebuie să se pregătească
și să ia toate măsurile care se impun, având în vedere că în 11 martie, totuși când am închis cursurile, am suspendat cursurile, am fost luați un pic pe nepregătite. Ca urmare, am discutat în cadrul Ministerului Educației cu specialiștii și vom avea un plan de intervenție atât la nivelul elevilor prin asigurarea cu dispozitive, în așa fel încât să aibă acces la învățarea online, dar și la nivelul profesorilor. Vom realiza formarea cadrelor didactice pentru a putea să predea în formatul acesta online. Nu toată lumea a fost pregătită pentru acest lucru în această perioadă. Însă le mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le-au făcut, pentru că și-au dat seama cât de important este să fii alături de elevi, de elevii tăi de la clasă, să continui educația, chiar dacă și în formatul acesta online. Iar pe de altă parte, pe lângă această formare a profesorilor, venim și cu o intervenție, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Vom realiza ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină în parte, în așa fel încât să-i ajutăm și pe elevi și pe profesori pentru a recupera tot ceea ce în această perioadă a semestrului al doilea, să spunem că nu s-a putut preda așa cum și-ar fi dorit fiecare dintre noi. Și nu în ultimul rând, ne-am dorit să continuăm proiectul în parteneriat cu Televiziunea Română, proiectul Teleșcoală, să-l extindem și în felul acesta să venim în sprijinul tuturor elevilor, nu numai elevilor de clasa a 8-a sau a 12-a, cum am avut acum aceste cursuri de pregătire pentru examenele naționale. Foarte important. Ce se întâmplă cu învățământul privat? Acolo unde sunt destul de mari pierderile. V-ați gândit la un pachet de ajutor? Am avut discuții în cadrul Ministerului Educației cu reprezentanții ai învățământului particular. Am constituit chiar și un grup de lucru, iar ceea ce a putut Ministerul Educației să facă în aceste momente, pot să vă spun că am prevăzut în Ordonanța de Urgență 70 emisă de Guvernul României și un ajutor pentru unitățile de învățământ particular autorizate numai, nu și acreditate. Ajutor financiar constând în acordarea costului standard per elev în aceleași condiții ca la școlile de stat. Aș vrea să fac o precizare aici. Vorbim de cele autorizate doar pentru că cele acreditate deja primeau costul standard per elev, așa cum primesc și școlile de stat. Prin urmare, era deja o intervenție a statului la școlile particulare acreditate. Am venit cu o măsură asemănătoare și pentru cele autorizate în curs de acreditare. Bun, și pentru că nu mai avem foarte mult timp, ne apropiem de întrebarea grea de la final. Anul școlar 2019-2020 se află la final și aici voi face apel la dumneavoastră, cadrul didactic înainte de a fi ministru. Cum ați caracteriza acest an școlar? Cursurile au fost, e adevărat, online. Elevii nu au putut neapărat să treacă prin testele uzuale, prin testele prin care treceau ei pentru pentru a vedea dacă și-au însușit sau nu materia. Unii, clar, au pierdut ceva din materia predată în acest al doilea semestru. Cum ați caracteriza anul școlar 2019-2020? Încă nu l-am încheiat acest an școlar, mai avem și provocarea cea mai mare o reprezintă susținerea examenelor naționale. Da. Anul școlar 2019-2020 se încheie în august. Așa la este. 31. Însă vorbim despre această perioadă. Este o provocare. Și așa cum am spus și la început, este o situație dificilă. Eu spun că ne-am mobilizat, noi cadrele didactice, că mi-ați cerut din perspectiva cadrului didactic să vorbesc despre anul școlar, ne-am mobilizat, am susținut aceste cursuri online. Este, spuneam, o provocare, dar din perspectiva ministrului, aș vrea să spun că
trebuie să privim acest an școlar sau finalul lui și ca pe o, să spunem, oportunitate pentru a dezvolta și învățământul în formatul acesta online și să venim și în sprijinul profesorilor pentru a-i forma pentru o astfel de situație. Sunt gândite diverse scheme pentru anul școlar următor prin care să se mai recupereze sau să se treacă din nou prin... Bineînțeles, așa cum vă spuneam și mai devreme, acele ghiduri metodologice, tocmai pentru acest aspect am vrea să le punem la dispoziția atât elevilor cât și profesorilor. Sunt importante, sunt importante intervențiile profesorilor în această perioadă și dacă îmi dați voie, aș vrea în final, că am înțeles că ne apropiem de final, aș vrea să îi rog pe profesori ca în această perioadă care urmează, în momentul în care revin la școală alături de elevi, să-i susțină moral, să-i încurajeze, să se simtă copiii în centrul atenției noastre, pentru că au nevoie de noi, au nevoie de o susținere emoțională și aceste cursuri de pregătire pentru examenele naționale trebuie să conțină, de fapt, și o intervenție a consilierilor școlari și ei au un rol important în această perioadă, tocmai pentru chiar și a-i orienta, vorbim de cei care sunt clasa a 8-a și au nevoie de sprijinul alegerii unui liceu, dar și pentru cei de clasa a 12-a care simt nevoia unui cuvânt bun de încurajare și sunt convinsă că prin măsurile pe care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății le ia, putem să încheiem cu bine anul școlar. Acestea sunt prioritățile Ministerului Educației în acest moment, să încheiem situația școlară cu bine, să susținem examenele naționale și să creăm o atmosferă de stare de bine a copilului în momentul în care revine la cursurile de pregătire. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară la Tema Zilei. Mulțumesc și eu. Continuăm telejurnalul. Două rețele de trafic de droguri au fost destructurate. Unul dintre membrii are 19 ani și era ajutat de bunica lui, de 65 de ani, potrivit anchetatorilor care au făcut astăzi ample percheziții. Sunt strânse dovezi, potrivit cărora membrii rețelelor ar fi distribuit substanțe în preajma unor licee din Pitești, dar și în interiorul penitenciarului Mioveni. Cu cât vindeai drogurile? Le duceai chiar în școală? Mai multe licee din Pitești deveniseră o piață bună pentru traficanți. O grupare formată din 8 persoane le vindea tinerilor droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv. O bunică își trimitea nepotul de 19 ani să livreze marfă. Vă v-ați gândit, doamnă, că e ilegal să faceți așa ceva, să vă puneți nepotul să vândă droguri? Nu vă era milă de copiii cărora le vindeați? O altă grupare trimite stupefiante în penitenciarul Mioveni. Un angajat le vindea deținuților, dar și unor colegi. Ar fi practicat un adaos de 100% pentru drogurile pe care le ducea în penitenciar. De ce sunteți la pachet? Ați făcut transit de droguri? Încă de la începutul lunii ianuarie și până în prezent, membrii celor două grupări ar fi comercializat droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv pe raza municipiului Pitești, în diferite medii frecventate de tineri, precum și în mediul penitenciar. Ca o particularitate a acestui caz, una dintre grupări avea la bază relații de rudenie. În total, 36 de persoane sunt vizate pentru audieri. La percheziții, procurorii au ridicat mai multe telefoane mobile și laptopuri, sute de grame de substanțe cu efect psihoactiv și ustensile pentru prelucrarea lor, plus aproximativ 11.000 de lei. Respect celor din linia întâi, televiziunea română continuă să lumineze turnul TVR în semn de prețuire pentru cei care dau primii piept cu noul tip de coronavirus. În telejurnale vă vom prezenta secvențe din munca lor, din viața lor. Sunt cadre medicale, polițiști, militari, jandarmi, pompieri. Fiecare merită cu siguranță un mare mulțumesc! Ne puteți spune povestea celor pe care îi cunoașteți și sunt acum la datorie? Scrieți-ne pe numărul de WhatsApp 0733508076 sau pe pagina de Facebook Știrile TVR. Fiecare mesaj, fiecare încurajare, fiecare mulțumesc contează pentru a le arăta respect celor din linia întâi.
doresc să transmit respect și prețuire pentru toate cadrele medicale de la Spitalul Municipal Blaj. Aici sunt tratate cele mai grave cazuri de infecții cu noul coronavirus sau care au și alte patologii cronice din județul Alba. Rata de vindecare este până acum peste cea înregistrată la nivel național. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Să ne gândim la angajații poștei și să le mulțumim pentru că și în această perioadă grea și-au făcut datoria. După ce a început relaxarea, mai multe abatoare din Franța au devenit focare de coronavirus. Autoritățile sanitare spun că până la sfârșitul săptămânii toți salariații vor face teste. Câteva sute de angajați au primit deja rezultatul. Sunt pozitivi COVID. Nu există deocamdată date oficiale despre naționalitatea lor. Este o situație care apare după ce în Germania și Olanda, în câteva abatoare în care lucrează și români, s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Abatorul Kermene din Bretania, în vestul Franței, are aproximativ 3.000 de angajați. Este un abator important specializat în procesarea cărnii de porc. În ciuda măsurilor de protecție, din cei peste 200 de salariați testați, 69 au fost depistați pozitiv. On a déjà quand on rentre dans l'entreprise à la base, on nous donne une tenue donc propre en coton qui a été lavé et qui durera que pour la journée. On remet en plus des protections plastiques ainsi que des masques pour ceux qui n'ont pas de protection au niveau du visage. Et donc ce qui a été plus rajouté, c'est les mesures de 1 mètre partout dans l'entreprise. Abatorul nu a fost închis. Reprezentanții conducerii spun că nu există niciun pericol pentru consumatori. Până la sfârșitul săptămânii, toți angajații vor fi testați. În schimb, printre localnici s-a instalat îngrijorarea. Pentru mulți, pierderea slujbelor ar fi o adevărată catastrofă. Et 69 se commence à compter là. Kermenet ferme définitif, c'est la mort de Dumnay. Et ça vous fait peur ça aussi? Ah oui, très peur. La un alt abator situat în departamentul Loire, în apropiere de Orléans, la Florile-Zobre, au fost confirmate 54 de îmbolnăviri. Deși până în acest moment nu sunt cazuri grave, prefectul a decis închiderea abatorului până pe 25 mai. J'ai des collègues qui ont été contaminés, qui sont chez eux, il y en a qui sont à l'hôpital. Toți cei 400 de angajați vor fi testați în următoarele zile. Autoritățile sanitare vor testa și anturajul salariaților. Până în acest moment sunt puține explicații legate de modul în care s-a făcut contaminarea. Ar putea fi vorba de folosirea spațiilor comune fără respectarea distanței de cel puțin un metru, condițiile în care locuiesc salariații sau vestiarele folosite de prea multe persoane în același timp. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Ia amploare războiul declarațiilor dintre Statele Unite și China. Americanii vor să tragă China la răspundere pentru că nu dă toate informațiile despre originea coronavirusului și pentru că a ascuns adevărul când boala a început să se răspândească masiv. În plus, președintele Donald Trump amenință că retrage total finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății, pe care o acuză că face jocurile chinezilor. În replică, Beijingul afirmă că administrația Trump face o diversiune pentru a-și ascunde propriile greșeli în gestionarea crizei. Donald Trump dă un ultimatum Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă în 30 de zile nu vine cu soluții concrete pentru a îndrepta greșelile grave de până acum, Statele Unite, cel mai mare finanțator al acestui for ONU, ar putea renunța la calitatea de membru. În opinia americanilor, Organizația Mondială a Sănătății a fost servilă față de China, deși Beijingul a refuzat să pună la dispoziție informații complete despre noul virus și inițial a mușamalizat situația. Hurt the world very, very badly. They've hurt themselves also, but they've hurt the world very, very badly. Yeah, they should be held responsible. 美国领导人上述公开信，充满着暗示，也许，可能等表述，试图以这种似是而非的方式。 Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat o rezoluție în care se cere declanșarea unei anchete independente pentru a stabili, în esență, sursa virusului, ruta de transmitere de la animal la om și cum a reacționat Organizația Mondială a Sănătății. China e de acord cu ancheta în principiu, dar nu acum. Afirmă că mai întâi trebuie așteptat ca pandemia să se încheie. Și directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății spune că o anchetă e binevenită, dar numai atunci când va veni momentul potrivit. Australia e printre țările care au cerut vehement să se facă lumină în privința apariției și răspândirii coronavirusului. Reacția chinezilor a venit imediat. Beijingul a impus tarife usturătoare pe mai multe mărfuri pe care Australia le exportă în China.
În plină perioadă de pandemie, peste 1,7 milioane de ascultători au ales Radio România Actualități pentru a primi informații de ultima oră verificate. Astfel, Radio România a redevenit lider de audiență în București pentru prima dată după mulți ani, având cea mai mare cotă de piață. Telejurnalul a ajuns la final, urmează știrile din sport cu Cristi Mândru. De la ora 21, nu ratați România Nouă. Invitatul Ionuț Cristache este șeful DSU Raed Arafat. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Televiziunea Română. Să aveți o seară așa cum vă place.